Piețarii scot bani din buzunare pentru a plăti chiria și costurile de întreținere pentru tarabe, lucru care se reflectă și în prețul fructelor și legumelor pe care le vând. Alexandru Nazare consideră că dacă oamenii vor să muncească, trebuie să fie ajutați prin reducerea cheltuielilor. Dacă cea mai mare problemă a Brăilei, după cum știm, o constituie absența locurilor de muncă, credem că atunci când avem niște mici întreprinzători care ar trebui ajutați, trebuie să facem toate eforturile să-i ajutăm și să-i încurajăm tocmai pentru a nu mai avea oameni fără de muncă. Oamenii se plâng că, deși plătesc sume exorbitante pentru un mic spațiu unde să-și expună marfa, condițiile de muncă sunt cel puțin neplăcute. Se plâng că sunt condiții insalubre, că plătesc niște chirii prea mari, că piața nu este administrată așa cum ar trebui și că poate că ar merita și ei niște condiții în care să-și desfășoare activitatea mai bune decât au în momentul de față. Simona Drăghincescu, consilier local în CLM Brăila, consideră că administrația piețelor nu își face treaba cum trebuie, iar numirile pe criterii politice îi afectează pe piețari. Cea mai mare problemă a comercianților în momentul acesta sunt taxele și tarifele aplicate pentru spațiile comerciale și tarabe. Sunt foarte mari în comparație cu nivelul de cu posibilitățile de cumpărare ale cetățenilor. Pentru că atunci când ai o chirie mare și pe tarabă sau pe spațiu comercial, este normal ca prețul acestuia să se reflecte în prețul produselor pe care aceștia le vând. Eu am lăsat într-o ordine de săvârciță această direcție de administrație a piețelor și târgurilor și o găsesc într-o mizerie morală inimaginabilă. Candidatul Arei de Brăila pentru un fotoliu de deputat, Alexandru Nazare, consideră că cea mai bună manieră de a-i ajuta pe oameni este crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea condițiilor pentru cele existente.